Bună ziua, bună ziua, dragi prieteni! Bine v-am găsit la o nouă ediție BD Webinar. Alături de noi Petre Nicolae, unul dintre oamenii de suflet ai mei, care m-a ajutat foarte mult în reorganizarea atât a vieții mele personale, cât și a afacerii noastre. Îți mulțumesc în mod public live aici către audiența Business Days. Îți mulțumesc frumos pentru aceste lucruri. Foarte pe scurt despre Petre Nicolae, înainte de a-i da cuvântul și să începem acest webinar deosebit pe care îl recomand tuturor. Petre Nicolae este un consultant cu o reputație foarte bună pe piața din România. În ultima vreme a crescut foarte mult prin campaniile și prin programele pe care le face pentru general manageri și are o suită întreagă de programe pe care le recomand să le parcurgeți, pentru că ele vă ajută să deveniți mai bun. Foarte pe scurt despre Petre. Petre are o experiență practică de peste 15 ani în conducerea afacerilor de anvergură, ocupând pe rând funcții de top management la 3 dintre cele mai mari companii naționale și multinaționale prezente în România, Coca-Cola, Interbrand și European Drinks. În ultima companie a avut poziția de general manager într-una dintre companiile grupului. Fiind expert în consultanță în reorganizare, dezvoltare și consolidare afacerilor, viziunea lui este aceea de a ajuta antreprenori și general manageri din România să se dezvolte din punct de vedere personal și profesional, astfel încât fiecare să își poată atinge nivelul maxim de potențial. În ultimii 5 ani s-a specializat în coachingul de reconstrucție și dezvoltare personale, folosind o licență numită PRP, People Reconstruction Process. În acest sens, se adresează doar ownerilor și general managerilor dintr-o companie. Domeniile sale de expertiză sunt consultanță, reorganizarea, dezvoltarea și consolidarea afacerilor, business and leadership coaching, managementul vânzărilor strategice, managementul strategic al resurselor umane. Petre, bine ai venit la acest webinar. Mă bucur că ești alături de noi. Bună ziua! Mulțumesc frumos pentru invitație! Cu mare drag, aș vrea să intrăm în această temă foarte generoasă pe care am propus-o pentru acest webinar și aș vrea să ne spui înainte, voi cum v-ați pregătit pentru această situație generată de criza de sănătate și financiară? Păi nu ne-am pregătit. Deci răspunsul este că nu ne-am pregătit. ne era foarte bine. Aveam faimă, bani, clienți foarte mulți, mai ales că noi avem programul acela GM Masterclass Academy, pe care este vedeta noastră și care atrage în jur de 200 de owner în fiecare lună. Și stăteam așa foarte, foarte liniștiți și foarte... era, cum să zic, o activitate mai mult rutinieră. Iar din momentul în care s-a întâmplat să anulăm primul curs, primul program, a fost un șoc pentru noi, pentru că tot așteptam să se întâmple ceva frumos, să vină americanii, să ne salveze, să ne... Iar este pentru prima dată când am făcut o analiză atentă și am băgat capul în nisip precum struțul, lucru care nu mă caracterizează pe mine. Eu, având o abordare foarte sistemică ca om și fiind un om în care am certificate, expertize și așa mai departe, m-am îngrijit de asta. Și ce am făcut? M-am dus către toate metodologiile pe care eu le aveam, am luat toți furnizorii din Anglia și le-am spus, uite, vreau să îmi reînnoiesc toate metodologiile, vreau să, cu alte cuvinte, în loc să mă ocup de clienții, de piață, m-am ocupat de consolidarea afacerii. Nu a fost rău, pentru că am luat niște decizii strategice incredibile de... Am luat niște platforme de 100 și ceva de mii de euro, de a îmi face un ERP, la fel, am reînnoit, de fapt, ERP-ul și CRM-ul, CRM-ul și toate astea. Dar în momentul în care am văzut că nu prea mai avem venituri și că avem costuri foarte mari în fiecare perioadă, în fiecare lună, am luat decizia de a face consultanță transformațională mai mult decât făceam înainte. Ce înseamnă, de fapt, consultanța asta transformațională? Noi avem o licență. Avem o licență de consultanță cu softuri de auditare a companiei pe patru axe de consultanță,
cu soft de auditare a departamentelor, a obiectivelor, a structurii organizatorice, a climatului și așa mai departe a angajaților. Și am început să ne sunăm clienții care trăgeau de noi acum vreo 3 luni de zile să facem cu ei consultanță și ne era foarte greu pentru că e o muncă destul de, cum să zic, de asiduă. În consultanță muncești de 10 ori mai mult decât într-un program din ăsta, de, cum este GM Masterclass Academy. Și atunci ce am făcut acum a fost să devenim așa snow under, adică să ne băgăm sub pomestiți, cum spuneau străbunii noștri, sub zăpadă. Și avem programe, muncim de dimineață și până la ora 23, dar chiar că nu ne pasă de ce spun cei din jur, că suntem workaholici, pentru că sunt lucruri pe care trebuie să le finalizăm. Avem proiecte foarte mari de consultanță cu companii foarte, foarte mari și asta facem. Adică, ce înseamnă? Auditarea companiei, le revizuim viziunea a companiei, pentru că majoritatea oamenilor nu au viziune sau dacă au o viziune, este... cum să zic, mai mult mimetică, mecanică, făcută de cineva care nu are nicio legătură cu realitatea. Și atunci noi avem o metodologie de revizuire a viziunii, obiective strategice, structură organizatorică cu tot ceea ce trebuie, niveluri, uite, autonomie, spre exemplu. În România sunt foarte puține companii care au stabilit autonomia pe post. Și atunci noi ne ocupăm de nivelurile ierarhice, de competență, decizionale, de responsabilitate, le stabilim, facem aparea a legăturilor dintre departamente și posturi și avem o minune a lumii care se numește MOA, Matricea Organizării Activităților, care este o metodologie ce ne livrează nouă la cheie, practic, tot ce înseamnă coordonatele strategice ale postului, dar și cele de performare, adică cum ar fi designul postului cu profil, cu fișe de post, fișe de alocare obiective, fișe de rapoarte de activitate, indicatorii de performanță cu sisteme de scalare, cu tot ce trebuie și dă o predictibilitate extraordinar de bună a acțiunilor ce trebuie inițiate în viitor de către post. Adică angajații nu mai pierd timp, pentru că le au pe toate în față și este ca un fel, dacă vrei, de mapare a tuturor proceselor pe fiecare activitate de a postului. Adică e o minune, efectiv. Și lucrăm foarte serios. Să-ți dau un exemplu, dacă mi-este permis. Am acum un proiect unde avem de făcut 180 de posturi. MOA, profilul postului cu designul postului, indicator de performanță, sisteme de evaluare pe 6 axe, care nu are nimeni în România, din câte știu eu. Și atunci muncim cu toții, toată echipa, i-am chemat pe toți pentru că am intrat și eu în șomajul acela tehnic, o parte dintre oameni. Și acum chiar mai întreb încă vreo 10 oameni ca să pot să finalizez la timp proiectele de consultanță, dar mă rog la Dumnezeu în fiecare seară să pot să reîncep repede GM Masterclass Academy și toate celelalte proiecte ale noastre. V-ați gândit să vă mutați pe online cu aceste cursuri? GM Masterclass? Da, uite, am să spun un lucru și îmi asum tot ceea ce spune eu, Petre Nicolae, în acest moment. Sunt foarte mulți care îmi reproșează că nu mă mut pe online și că ar trebui să fiu foarte atent. Și așa cum știi tu, eu sunt un om foarte direct și nu fac eforturi să fiu altcineva decât sunt. Sunt un om simplu, direct, muncitor, asta mă caracterizează pe mine și destul de inteligent să fac treaba și să-mi asum responsabilitățile a vieții mele la nivel 360 de grade. Îmi spune cineva, mă sună săptămâna trecută, luni, un om foarte important care a venit la leadership coaching la mine cu familia, cu soția, și îmi spune: Petre, am vrut să caut în piață pe cineva care face business coaching. Și m-am dus la cineva și ăla îmi spune: băi, uite, dacă vrei, te poate ajuta Petre Nicolae, că e mai bun decât mine. Pentru că, de fapt, făcuse cu mine programul de business coaching. Și la care omul spune: cum, tu faci business coaching? Zic: da, dar eu nu lucrez decât numai cu ownerii cu care am programe din GM Masterclass Academy. Și a început, efectiv, într-un limbaj așa colocvial, să mă facă, știi cum? Deci, m-a umilit efectiv, dar crede-mă că nu m-am simțit umil. Mi-a spus: ai un site de 2 lei. Te-ai învățat să stai în GM-ul tău, în programele tale, de toate masterclass-urile pe care le faci și nu te preocupi de partea de online.
Uită-te și tu, te-ai prăfuit, te-ai băgat acolo, toți oamenii au început deja să-și cumpere, să ducă pe platforme de web, să ducă toate programele în online. Și acum îți răspund la întrebare. Din momentul acela, i-am mulțumit omului și am zis să-i dea Dumnezeu sănătate, pentru că, indiferent de forma în care mi-a spus-o, mie mi-a dat un feedback pe care l-am luat imediat. Sunt un om stabil emoțional și foarte realist. Și am spus, băi, îți mulțumesc din suflet, eu n-am știut că lucrurile stau așa. Și mi-am dat seama că, de fapt, intrasem într-o rutină din asta care nu făcea deloc bine cu GM-ul. 100 de oameni pe grupă, o groază de bani și așa mai departe. Și ce am făcut? Am sunat pe cineva, un prieten, care a fost în GM Masterclass Academy și am spus, vreau să-mi iau cea mai tare platformă din lume, dacă există undeva, te rog să-mi spui, în care cea mai tare platformă online din lume. Dar asta zice că, băi, dar trebuie să-mi spui ce vrei să facă platforma aia. Și am stabilit ce trebuie să facă. Am dat repede telefon din nou la firma de consultanță de unde am eu softurile profesionale și tot și am spus, doamne, vă rog frumos, vreau să fac o upgradare la toate softurile. Și la care mi-au spus, știți, vă sunam și noi, că vreau să vă propunem că nu prea ați mai făcut de vreo 2 ani. Cu alte cuvinte, am luat niște decizii incredibile, dar am să te dezamăgesc să spun că este online. Nu vreau să ies pe online. Și dacă întrebi de ce, Petre, nu vrei să ieși pe online, pentru că eu nu cred că acolo este locul meu. Eu cred că eu trebuie să fac altceva. Toți oamenii care vin în cele 12 masterclass-uri pe care le avem, leadership coaching, tehnici și metode avansate de coaching, tot ce înseamnă realizarea și implementarea unui sistem de vânzări, și tu ai fost la el și știi cum este, este la un nivel la care nu întâlnești în România așa ceva. Sisteme de recrutare profesională, cu tot ce înseamnă mecanisme de recrutare, de selecție și tot ce înseamnă integrare organizațională a angajaților, GM Masterclass-ul, care este o minune, efectiv, și toate programele noastre, ca să ne mai enumer acum, am unul, spre exemplu, iartă-mă că trebuie să amintesc, pe care de 4 ani de zile am luat licență, dacă să pot să-l adaptez pentru piața din România, mi-a trebuit 4 ani, și anume realizarea și implementarea unui sistem de evaluare a performanțelor, dar aș vrea să un minut să spun despre el și să vezi, trebuie neapărat să vii la programul ăsta și să spun de ce. Are 6 axe, nimeni din România nu are 6 arii de dezvoltare. 1. Evaluarea a obiectivelor, a gradului de realizare a obiectivelor cantitative și calitative, toți îl au din România. 2. Evaluarea a competențelor comportamentale, îl au o parte. Evaluarea competențelor profesionale, din nou o parte. Evaluarea indicatorilor de performanță, nu are nimeni așa ceva decât este făcut într-un mod empiric, nu au o metodologie în spate. Am evaluarea competențelor de management și leadership și mai am încă o are foarte importantă, și anume schimbările generate de un om de la o evaluare la alta. Adică ce îi se semnalează la evaluarea asta pentru a schimba în viitor. În spate am soft profesional, unde oamenii pot intra să-și facă evaluarea și eu nu i-am dat drumul la programul ăsta. Și atunci ce vreau să spun este așa. Continui cu programul offline, pentru că este cel în care noi ne dezvoltăm extraordinar de bine. Ar fi foarte rău pentru noi să părăsim o zonă unde deținem excelență, să ne ducem într-o zonă în care să inovăm acum. Noi putem să inovăm în domeniul online peste vreo 2 ani, dacă avem șanse. În schimb, ce fac acum? Stau pe online, doar că am o surpriză pentru tine. Ne-am schimbat toate programele. GM Masterclass-ul este cu totul schimbat. Absolut toate programele sunt schimbate. 2. Platformele pe care le voi lua, voi asigura tuturor ownerilor din România, dar care au făcut GM-ul, atenție, doar care au făcut GM. Le voi asigura la oamenii ăia accesul la niște platforme la care să aibă totul, dar într-un mod profesional, nu filme prostioare și așa mai departe. Deci, cu alte cuvinte, nu este online în forma în care să mă pun să organizez webinarii sau orice. Sincer, nu mă pricep și nu cred că este domeniul în care noi ar trebui să excelăm acum. Iar dacă situația asta urâtă mai durează încă 2 ani,
mă voi duce foarte, foarte mult pe zona de consultanță, chiar dacă muncesc de 10 ori, pentru că am în spate metodologie, am procese, am mecanisme, am metode, instrumente, livrabile, softuri. Mă duc spre ceea ce știu să fac mai bine. Mulțumesc frumos, Petre, legat de acest insight, legat de modul în care ați decis să vă adaptați la această situație. Aș vrea să intrăm un pic în topicul acestui webinar, pentru că partea asta de work at home și managementul oamenilor la distanță este în continuare o zonă destul de provocatoare pentru majoritatea companiilor. Aș vrea să reviu cu câteva sfaturi și sugestii, pornind de la lucrurile pe care le spui în cursurile tale legate de productivitatea angajaților, ce trebuie făcut, ce sfaturi le dai celor care probabil că o să aibă o abordare hibridă în perioada asta, pentru că și noi am decis că nu ne vor reîntoarce la birou până în iunie, cel puțin. Vrem să vedem ce se întâmplă în aceste 15 zile care urmează cu aceste ridicări de, hai să spunem, de măsuri de siguranță absolute care erau până acum. Aș vrea să intrăm în acest topic legat de productivitatea angajaților. Cum lucrezi tu? Ce recomanzi altora să facă când lucrează cu oamenii la distanță? Ok. Păi poți lucra cu oamenii la distanță dacă ai capacitatea, ca și companie, să le capitalizezi toate competențele lor și toate eforturile lor. Adică dacă poți controla într-un mod cât se poate de clar toate acțiunile și rezultatele lor. Corect? Cel puțin asta cred eu, Petre Nicolae, și asta am și văzut. Pentru asta trebuie să ai bine organizată compania. Sau să ai un model de business care să-ți permită lucru de la distanță. Softuri profesionale, integrate, online, să spunem, adică în care să lucrezi in meantime. Nu vorbim despre asta pentru că nu avem nimic ce să aducem aici. Eu, Petre Nicolae, nu pot să aduc niciun plus, pentru că eu nu excelez în zona asta. În schimb, îți spun... Putem aduce noi aici plus împreună cu tine care ne... Tu poți să faci asta, pentru că tu mi-aduci și mie plusul. Tu mă ajuți, de fapt, pe mine să fiu mai eficient aici, să am productivitatea mai bună. În schimb, îți voi spune ce fac acum cu clienții mei și poate ajută foarte mult acest lucru și după care spun și ce fac cu angajații mei, dacă este important. Noi nu suntem mulți, noi suntem 20 de oameni, deci nu e... Dar pot să spun și despre ceea ce facem noi. Dacă un angajat, el performează în condițiile în care el are niște coordonate foarte clare stabilite la locul de muncă. Și ce înseamnă treaba asta? Obiectivele cantitative și calitative, dacă le ai, ele sunt zero dacă n-ai în spate un mecanism prin care să direcționezi angajatul. Eu urât ce spun, dar nu pot să folosesc alt cuvânt. Să-l direcționezi ca să poată să ducă la bun sfârșit toate activitățile, acțiunile, rezultatele, pârghile de monitorizare și control pe care le are pe postul ăla. Adică mai concret, dacă nu ai un MOA pe post, o matrice a activităților, îți este foarte greu, unui angajat este greu, să poată să ducă obiectivele decât le duce într-un mod rutinier, cum a făcut-o până atunci, sau haotic, ceea ce pierde. Nu are productivitatea scontată. Pierde timp. Gândește că acum acasă avem niște obiceiuri pe care nu le aveam înainte. Mâncăm la ora, să spunem, nu știu, 13, luăm cina, Doamne Dumnezeu, luăm prânzul cu familia. După care ne mai sună cineva, mai ieșim puțin afară, se pierde foarte, foarte mult timp. Ne mai jucăm cu copiii. Stând acasă, trebuie să înțelegem că timpul nu este atât de bine structurat. Nu putem să-l folosim atât de bine. Și atunci, MOA, matricea organizării activităților, ajută fantastic. De ce? Pentru că îi spune angajatului exact competențele pe care trebuie să le aibă. Toate acțiunile, toate rezultatele. Odată făcut lucrul ăsta, ai o normare corectă a tuturor activităților și acțiunilor. Și atunci poți să ai o predictibilitate foarte bună, asupra la 80% din timpul lui. 20% by default, poate să facă orice.
Dar 80% din el este dată de matricea asta, organizarea activităților, în care stabilești într-un mod cât se poate de clar tot ceea ce trebuie făcut pe post. Deci efectul este unul incredibil. Dar vreau să spun un lucru. Angajații se simt mai bine. Pentru că, știi ce? Tot ce le dai angajaților să facă în plus față de ceea ce făceau ei înainte, este un plus pe care nu-l acceptă. E ceva, o zonă în care nu le convine. E, în momentul în care îi pui să facă MOA pe post, sub supervizarea unui consultant, ce se întâmplă? Ei fac MOA, înjură, fac tot felul de lucruri, nu se poate, e o prostie, nu ne ajută cu nimic, am mai făcut din asta și că n-a funcționat. Dar după ce o face și stai de vorbă cu el și îl întrebi, poți să spui, te rog frumos, ce ai învățat din asta? Și el spune, păi am mai multă claritate în tot ceea ce fac. Bun, altceva, ce ai? Păi știu ce fac zilnic, știu ce fac săptămânal, știu ce fac bilunar, lunar, trimestrial, semestrial, anual. Wow, bravo! Și ce mai știi? Păi am toate mecanismele prin care pot să-mi duc absolut totul la bun sfârșit. Adică am inclusiv livrabile profesionale care să-mi permită ca obiectivele alea pe care mi le dă mie cineva, indiferent că ele sunt cantitative sau calitative, să le pot duce la bun sfârșit. Mai mult, șeful meu poate să ia din MOA mea toate activitățile, cu toate acțiunile, își face un Gantt chart sau Monday-ul pe care tu îl stăpânești cu atâta iscusință. Le-ai introdus pe toate acolo și ai în meantime tot ce trebuie să facă omul, dar și tot ce trebuie să obțină omul pe post. Și atunci, vezi, ai mai multă certitudine în tot ceea ce faci. Doi, ai productivitatea muncii, pentru că nu trebuie să mai inventezi tu nimic. Vreau să spun că oamenii pierd angajații, mai ales cei care nu sunt profesioniști, pierd zilnic timp prețios să reinventeze ce au făcut acum o săptămână. Nu știu dacă m-am făcut înțeles. Adică e cumplit ce se întâmplă. Și atunci, MOA este așa, mie îmi place să spun, e un proces de tragere în bandă, în sensul că îi trage, le spune angajaților, băi, dar vezi că, uite, n-ai voie să ieși din toată treaba asta, știi? Și atunci avem normarea muncii, avem productivitate, suntem convinși că omul se implică 80% pentru că altfel el nu-și termină ceea ce are de făcut și la final își au salariile, sunt fericiți. Încă un lucru foarte important. MOA îți arată nivelul tău profesional. Adică lucruri pe care nu știi să le faci și dacă nu știi să le faci, va trebui să înveți. Am să-ți dau un exemplu. Lucrez acum cu una dintre o companie destul de mare. Are în jur de 1000 și ceva de angajați. Și au un post nou. De fapt, au recrutat un om care se ocupă de o zonă în care ei nu au excelat până acum. Omul ăsta l-au luat cu foarte mulți bani. Foarte mulți bani. Și noi acum suntem într-un proces în care facem MOA cu ei. Ownerul îmi spune, băi, nici nu știu ce zice omul ăsta, pentru că el este expertul și nu știu ce să-i fac. Și am spus, așteaptă puțin. Am lucrat aproape o săptămână la MOA lui și din momentul în care a văzut absolut tot, era, știi cum, era incredibil. Era totul la linie. Ownerul știa ce să-i ceară angajatului lui, pentru că ne aflăm în postura în care ownerii nu știu ce să ceară directorului de resurse umane, directorului financiar, având MOA. Știi ce să-i ceară omul ăla? Adică vorbește aceeași limbă cu el. Unde vreau să ajung? Era o zonă în care omul ăsta nu excela deloc. În MOA, el n-avea ce să scrie ca și activități, pentru că el nu excela. Deci nu făcea nimic acolo. Era ceva legat de comunicare inbound și în fine. Și nu știa ce să facă. Și atunci el și-a dat seama că acelea sunt competențele pe care trebuie să se concentreze în viitor pentru a aduce plusul de valoare pe care ownerul l-a cumpărat de la el. Adică el doar vorbea frumos, avea niște cuvinte extraordinare, niște expresii fantastice, dar când îl puneai să le pună să le implementeze în practică, rămânea la nivelul acela. De ce? El și-a dat atunci și îl spune, Petre, am realizat că, uite, nu am competențe pe zona asta și trebuie să mă duc să fac ceva. Știi cumva un program? Și am spus, dragul meu, ia primul avion și mergi în Anglia, pentru că în România e liniște, curată în domeniul ăsta. Deci, cu alte cuvinte, te ajută să vezi nivelul profesional pe care îl ai și tot ceea ce trebuie să faci în viitor pentru a-ți atinge, să spunem, performanțele dorite.
Da. Cam asta e. Mersi frumos pentru această scurtă prezentare a ce înseamnă productivitate și cum poți să folosești instrumentul Matricea Organizării Activităților, prescurtat MOA. Aș vrea să intrăm un pic în zona asta de relații cu clienții, un alt segment destul de afectat la ora actuală, pentru că foarte mulți, în special vânzători din zona de B2B, erau obișnuiți să se vadă cu acei clienți, să se întâlnească, să se seze întâlniri. Probabil că acest lucru iară va avea oarecare trend de schimbare și vom folosi din ce în ce mai mult tehnologia. Cel puțin la mine am observat că pot să setez mai multe întâlniri în cursul unei zile din spatele ecranului. Aș vrea iară să vii cu niște insight-uri legate de cum crezi că se poate îmbunătăți activitatea oamenilor din zona asta de vânzări, ținând cont de context, acest context cu încă restricții, pentru că nu ne putem deplasa dintr-un oraș în altul, decât în anumite situații excepționale. Iar nu ne putem întâlni cu mai mult de 3 oameni care nu sunt din aceeași familie. Ok. Tu știi că eu am doctorat în managementul vânzărilor, pentru că am studiat toată viața mea asta și nu numai că am făcut un doctorat ca să pot să conceptualizez vânzarea, dar mi-am și luat sisteme profesionale de vânzări ca să am în spate tot ceea ce îmi trebuie, să nu fiu pârât doar cu o diplomă de doctor în marketing și vânzări. Eu spun ce am făcut eu acum în perioada asta. Ca să faci un business este destul de greu, pentru că se întâmplă ca oamenii să fie reticenți. Sunt reticenți inclusiv la, să spunem, nu știu, dacă ai întâlniri pe Zoom. Ceea ce Zoom-ul ăsta este o mare minune. Adică poți să vorbești cu omul, să stai de vorbă cu el. Noi facem totul pe Zoom. Ce am făcut a fost să iau toți clienții mei și să-i reactivez. Știi ce se întâmplă? Eu vând foarte inteligent. Eu niciodată nu vând unui om ceva, chiar dacă el vrea, dacă el nu are nevoie. Știi de ce? Pentru că asta mi-asigură mie o relație extraordinară cu ei după ce au achiziționat de la mine. Adică dacă omul achiziționează ceva și lui nu-i trebuie, chiar dacă a fost dorința lui să facă asta, el nu va fi mulțumit de produs. Și atunci ce fac eu este să am niște mecanisme foarte atente de identificare a motivațiilor, adică ce stă sau ce anume, care sunt cele care stau în spate, să spunem, în spatele achiziției a respectivului om. Și mi-am luat clienții și mi-am împărțit pe 3 categorii. Cei fierbini sunt cei care ne rugau de foarte mult timp să începem, să spunem, anumite procese și nu am făcut. Și am contactat rapid și au cuplat imediat. De ce? Ca să pot să dau repede de muncă oamenilor. A fost foarte important pentru mine să ocup timpul, pentru că, știi? A doua, erau acei clienți care aveau nevoie de ceva, dar ei nu știau că au nevoie. Adică companii care au venit la GM Masterclass și care nu începuseră să facă reorganizare strategică, întrebau pe unul și pe altul. Și ce am făcut? În întâlniri de pe Zoom, i-am ajutat pur și simplu. Ne-am spus, uite, eu știu că tu faci asta, da. Ia spune-mi, te rog frumos, știu că ți-ai închis o parte din magazine. Da, așa este. Auzi, este momentul să facem reorganizarea acum. Trebuie să facem consolidarea afacerii. Adică mi-a fost foarte ușor să le arăt nevoile sau să le evidențiez nevoile pe care ei le aveau, dar de care nu erau conștienti. E o vânzare foarte inteligentă și foarte corectă. Și atunci oamenii au fost foarte atenți. Da, domnule, ai dreptate. Uite, este foarte important pentru noi ca acum, în perioada asta, să facem reorganizarea strategică, dacă altceva nu putem să facem. Și mai erau încă niște, să spunem, o altă categorie, cea rece, în care au lucrat cu noi de foarte mult timp, dar pe care stăteau în baza rece, nu îi mai activam, nu mai... Și ce am făcut noi cu ei? Două acțiuni. Unu, le-am dat ceva, fără să așteptăm nimic. Și avem cu ei trei webinarii pe zi. Adică cu fiecare, eu și încă 2 colegi, și le dăm la oamenii ei ceea ce ei nu cumpără. Bine, este greu de făcut într-o altă. Eu spun ce am făcut eu. Ce înseamnă asta? Sunt unii care, spre exemplu, niciodată nu o să-și permită un proces de reorganizare strategică. Și atunci ce fac eu este să le dau ușor câte ușor, să le dau organizare, să-i învăț cum să se organizeze. Dacă întreb de ce faci, Petre, treaba asta, este un proces de loializare mecanică. Deci nu fidelizare. Fidelizare e cu totul altceva.
este un proces de loializare mecanică. Și atunci oamenii, când vor ieși din toată situația și vor ieși mai bine, sunt foarte mari șanse ca ei să se întoarcă către noi. Pentru că sunt clienții care au fost odată mulțumiți de noi, dar între timp au gustat prăjituri mai bune decât cele pe care le-am oferit noi, au gustat diferite prăjiturile și atunci noi trebuie să le amintim că suntem aici și că în perioada asta suntem acolo. Și vreau să spun că am avut surpriza ca o parte dintre ei să-i trec dintr-o bază rece într-o bază caldă, în care există o tehnică pe care toți o folosesc în vânzări, nu știu dacă mai știi, tehnica pionului otrăvit sau a calului troian, tu știi despre ce este vorba. Adică, dacă, să spunem, e un client care este foarte mulțumit de serviciile cu cineva care oferă aceleași servicii ca mine, atunci încerc să văd un serviciu slab de-a lui, am intrat, îl acoper la nivel de excelență și atunci când omul ăla va fi mulțumit de mine, sunt toate șansele din lume ca el să-și extindă colaborarea cu mine și pe celelalte arii. Nu știu dacă am reușit să mă fac înțeles. Da, cred că e foarte clar. Este cam același principiu în care funcționează și cu virusul, nu? Vine, e micuț, probabil se extinde, da. Și acaprează din ce în ce mai mult, bineînțeles, într-o Ok, deci asta metaforă. Fac eu acum. Dar dacă vorbim de vânzări, ce-am mai făcut eu un lucru foarte bun și trebuie să vi-l spun, am încercat să-mi transform, să spunem, o bază rece pe care o aveam, în bază caldă din nou. Cum am făcut treaba asta? Am făcut o listă cu cei cu care îmi doream să lucrez. Aveam în baza mea de date, dar era foarte greu la rece să sun pe omul la bună, știi, uite, este criză, știu că ai nevoie asta, sau măcar teasing. Teasing însemnând, uite, mă numesc Petre Nicolae, sunt de la CBC România, exist, când ai nevoie de mine, te rog să mă suni. Nici asta n-am făcut. Și atunci ce am făcut? Am luat toată baza fierbinte a mea și am întrebat, este posibil să-l cunoști pe X? Da. Poți, te rog frumos, să-i spui ceea ce fac eu? Și oamenii, pentru că au primit ajutorul în trecut de la mine, fără ca eu să le cer niciodată nimic, și tu mă cunoști că asta fac, și uite așa, am doi clienți, nu mulți, doi clienți, dar gândește că sunt clienți de 100 și ceva de mii de euro, pentru că sunt procese de consultanță destul de scumpe. Și am doi clienți, unul cu 100 și ceva de mii de euro, altul cu... Bine, în timp de un an de zile, dar e ceva, adică sunt... Da. Și ne-am propus ca de luni încolo, fiecare, știi, prima dată încerc eu. Și dacă funcționează bine, diseminez toată treaba asta cu oamenii din subordinea mea. Și atunci de luni încolo, printre procesele noastre de consultanță, că avem foarte multe procese de consultanță, ne-am propus să facem și o astfel de abordare. În plus, este colega mea Ioana, care ia de dimineață și până seara nu face altceva decât să înscrie oamenii. Avem toate masterclass-urile noastre până în decembrie sunt ocupate. De cei care, să spunem, vreau să vină și n-au venit, cu alte cuvinte, sunt deja vândute, adică facem încă vânzare. Dar ceea ce vreau să spun este că e o chestie specifică și foarte adaptată pe business-ul meu și pe ceea ce fac eu. Nu am stat, teasing, loializare, care este mecanică loializarea, fidelizare, unde le dai oamenilor ceva fără să aștepți absolut nimic, dar între timp ei sunt acolo cu tine tot timpul. Și new business-ul în care mă duc doar pe recomandări sau acolo unde am șanse foarte mari, pentru că este greu să sun pe cineva, bună, sunt Petre Nicolae, ce faceți? E chiar și o chestiune nouă care trebuie rutinată în timp. Haideți să ne întâlnim pe Zoom, știi? Da, cam asta fac eu acum. Ai menționat în discursul tău mai înainte și de partea asta de reorganizare a companiilor. Este un moment foarte bun acum și mai ales unele companii, unele industrie trebuie să o facă, fie că vor, fie că nu vor, trebuie să pivoteze sau trebuie să reinventeze modelul de business. Ne poți da câteva recomandări celor care sunt în zona asta cu activitatea blocată sau puternic afectată? Primul sfat pe care îl dau oamenilor, dacă mi-este permis să dau în postura de consultant, este să nu se mai țină legați de niște companii care nu mai funcționează. Ce înseamnă asta pentru mine? Pentru mine, Petre Nicolae, înseamnă că erau companii sau sunt companii care trebuiau de mult închise și care oricum ne generau costuri mari și înainte de criză, iar acum au devenit deja niște pietre de moară, adică ne trag în jos. Și dacă am ajuns în groapa Marianilor, este foarte... Practic este imposibil să mai ne revenim.
Și atunci noi trebuie să le sigilăm, să le închidem și cu asta basta. Adică ne luăm toate activele neprofitabile, scoatem bani pe ele, le vindem și încercăm să facem un alt business. Dar dacă este vorba de o companie care trebuie să se reorganizeze, aș pune foarte mult accent nu pe viziune, nu pe obiective strategice, nu pe obiective operaționale, nu pe structură organizatorică, ci pe activitatea, pe reorganizarea activității posturilor oamenilor, nici măcar departamentelor. Adică la celula aia acolo, unde să te duci la ea și să-i spui omului că acolo trebuie să stabilești obiective, cantitative și calitative, că acolo trebuie să-l ajuți pe om să, dacă nu are competență, să-i dai competențe, ca să poată să-și facă treaba. De asemenea, o matrice foarte clară a tuturor responsabilităților ca să știe omul ce trebuie să facă, pârghii de monitorizare și control și foarte, foarte mult suport în această activitate. Atât le pot spune oamenilor că trebuie să facă. Dacă se duc în altă parte, pierd timp. Ne poți da mai multe idei legate de ce înseamnă acest suport de care menționai? Ce ar trebui, pe ce ar trebui să se focuseze oamenii? Părerea mea este că nu putem vorbi de un suport profesional. Pentru că majoritatea oamenilor știu ce trebuie să facă. În acest moment sunt foarte multe blocaje afective emoționale și atunci avem nevoie ca toți liderii să-și activeze liderul din ei. Fiecare manager, fiecare, nu știu, director, fiecare owner. Ce înseamnă asta? Suport emoțional pentru angajat. Însemnând coaching, ședințe ad hoc, deci nu neapărat să stea de vorbă cu ei, ca să-i ajute, de ce? Ca să-i deblocheze, pentru că sunt foarte multe blocaje în acest moment. Doi, coordonarea activităților, care înseamnă inclusiv mentoring. Mentoring înseamnă, în cazul nostru, să pui mâna pe telefon, să o faci tu fără să te vadă nimeni, să ai, cum să zic eu, excelență în domeniul ăla și asta îți spuneam că am făcut eu, Petre Nicolae, după care când vezi că poți deveni, să spunem, un benchmark pentru ei, adică nu unul prost și unul bun, te duci la ei și spune, uite, stau lângă tine, te rog, hai să încercăm să dăm telefon, ia să vedem, avem o listă, da? Ok, câte contacte ai? 50. Fii atent, 10 dintre ei s-ar putea să te înjure. Dar ai șanse, dacă ai o rată de succes de măcar 10%, gândește că dacă dai, nu știu, 100 de telefoane, vei avea 10 întâlniri pe Zoom. Din alea, dacă ai iar o marjă de succes, să spunem, sau o marjă de eroare doar de 50%, ai 5 contracte. Hai să facem asta. Bine, am exagerat-o acum puțin doar pentru exemplu. Deci mentoring înseamnă să transferi către el competențe, metode, instrumente pe care el nu le-a folosit până atunci, să-i faci viața mai ușoară, dar în același timp să-l faci să vadă că toate lucrurile alea sunt posibile. Pentru că dacă el nu vede că este posibil, intră în blocajul afectiv emoțional, de unde îl scoți foarte ușor cu, să spunem, metode și tehnici de coaching. Adică eu cred că acum în postura asta avem nevoie doar de suport emoțional ca omul să-și facă treaba. Am să-ți dau un exemplu. Lucrez cu o companie, pot să o dau pentru că e o companie foarte mare, compania Taylor. Compania Taylor, unde sunt în jur de, nu mai țin minte, 100 și ceva, parcă 100 de MOA, ceva de genul ăsta, sunt mai multe companii în cadrul grupului. Și ownerul este un lider transformațional în care a făcut școli pe afară, pe la Harvard, Oxford, Cambridge, un om foarte școlit cu executive MBA, cu foarte ok. Sunt o companie foarte mare din România și este internaționalizată, adică sunt în nu știu câte țări din Europa. Și stau de vorbă cu ownerul și spun în felul următor, uite, dacă vrei să terminăm repede MOA, trebuie să dăm un deadline și deadline-ul trebuie să fie nu neapărat strâns, dar foarte corect, foarte adaptat. Și el îmi spune, ok, dacă oamenii mei, o parte dintre ei stau acasă, în cât timp pot face? Și am spus, sunt 3 zile, dar noi le dăm 5. Și am făcut așa. Până vine la ora 12 noaptea, toți trebuie să depună MOA să fie validată de către CDC România. N-am făcut mare tantam pe chestia asta. Am validat MOA, foarte important, dar n-au fost toți. Au fost în jur de 80% și astăzi am avut o întâlnire cu toții pe Zoom, în care el le-a mulțumit foarte mult angajaților care s-au implicat. Le-a făcut o scrisoare personală
Foarte frumos, foarte frumos. Este un exemplu omul ăsta. O scrisoare personală în care le-a mulțumit în numele lui, a familiei lui, pentru implicarea lor, a celor care, repet, au dat toate mouă la timp, pentru că ceilalți le-au dat la două, la trei, la, în fine, a doua zi. Deci tot le-au dat de dat. O prostie. Și le-a dat la fiecare câte o sticlă de șampanie. Deci nu spuman, nu șampanie, este o companie totuși mare. Și vreau să spun că i-a surprins incredibil de mult. Ropote de aplauze și eu sunt convins că în următorul, să spunem, proiect, oamenii ăia și cei care nu s-au implicat atât de mult, se vor implica mecanic. Dacă omul ăsta face acest lucru, te rog să mă crezi că într-o perioadă de 6 luni de zile, de la implicare mecanică, oamenii vor avea implicare voluntară. Pentru că așa stau lucrurile, oamenii se învață cu binele. Așadar, vorbim acum de, dacă vrei, de o organizare sistemică, care înseamnă să ai totul pus la punct, iar al doilea lucru foarte important, de suport emoțional, care înseamnă activarea a liderului din noi, a coachului din noi, a trainerului din noi, a omului care transformă, care face posibil totul. Iar eu cred cu toată tăria în toată treaba asta. Aș vrea neapărat să ne îndreptăm un pic și către leadership coaching, despre cei 4 piloni pe care se bazează fiecare om. Aș vrea să ne explici un pic acest concept, după care aș vrea să facem o analogie cu ce se întâmplă cu noi în această perioadă, pornind de la momentul în care această pandemie ne-a lovit, cum ne-am transformat, ce s-a întâmplat în starea de work at home, când incredibil, profesionalul a intrat în casa noastră, ca un bulldozer. Și mai ales pe partea asta de profesional, ce se schimbă la noi cu efectele pe care le produce această pandemie asupra noastră ca oameni. Da. Mă bucur foarte mult că ai amintit de acest lucru. În primul rând, scurt, într-un minut, aș vrea să spun de ce am devenit expert în tot ce înseamnă coaching-ul de reconstrucție și dezvoltare personală. Pentru că, fiind director general la European Drinks, eram într-o fază de destructurare psihică și nu stau acum să vă explic ce înseamnă asta. Eram într-o fază de burnout, pentru că eram dintr-un avion în altul, zburam dintr-o țară în alta să deschid toate țările din jurul României, după ce în România aranjasem foarte mult piața. Adică era o piață consolidată. Și ajunsesem la nivelul la care nu mai suportam nici ciripitul de păsărea, adică de păsărele, scuză-mă. Eram atât de stresat încât nu pot să-ți închipui. Îmi ieșeau niște bube micuțe prin barbă, deci era cumplit. Și atunci m-am urcat în avion și m-am dus în Anglia și am aflat că există acolo niște cursuri care te ajutau să devii foarte echilibrat. Și făcând treaba asta, un lucru foarte bun, l-am făcut. Nu am spus niciodată, de 4 ori programul ăla. Și programul era, atenție, 4.800 de lire sterline. Deci, destul de scump. Cum la noi în România, nu cred că nimeni nu s-ar duce la un astfel de program. Și mai târziu am aflat că pot să-mi iau licență și că pot să fiu expert într-o astfel de chestie. Și de asta tu vorbești de PRP, de fapt, se numește, asta e licența, care înseamnă People Reconstruction Process, și spun de ce am luat-o în România. Pentru că am făcut, ca fiecare din România, am făcut o școală de coaching, am făcut o școală cu cineva de la ICF, direct de la ICF, am făcut o școală în România cu Alain Carbon, cu care probabil majoritatea au făcut, și mi-am dat seama că nu aveam metode, nu aveam instrumente, nu aveam... Și la primii mei clienți, strategia mea care era? Mă duceam la un client foarte mare, făceam cu el coaching și eram convins că se implementează totul în companie. Prima mea întâlnire a fost un dezastru. De ce? M-am dus să fac cu omul din față business coaching. Știi că business coaching-ul faci doar cu oameni sănătoși, că cu ceilalți nu prea ai cum să faci coaching. Nu prea le pui întrebări și oamenii rămân acolo pentru toată viața blocați. Și mi-am dat seama, în 5 minute cu omul avea 5 tulburări. Avea tulburare obsesiv-compulsivă. Butona, și am mai spus treaba asta în diverse ocazii, și scria mesaje. Era obsedat de treaba asta, obsesie, compulsie. A doua, stăteam de vorbă cu el și nu puteam să-i mențin atenția trează mai mult de 1 minut. Făcea tot felul de gesturi prin cap, se ridica, deci nu avea răbdare. Tulburare de concentrare,
spunea ceva și nu reușea să ducă lucrurile la bun sfârșit. Întrebarea mea către tine și de conectivitate. Nu-l interesa ce vrei, tu-l interesa doar ce vrea el. Adică te asculta, dar după aia spunea ceva care nu avea nicio legătură cu tine. Era ceva în capul lui, dar abia aștepta să spună fraza. Te rog eu frumos să-mi spui, cum poți tu să faci coaching, business coaching, cu un om care are 5 tulburări? Adică omul era în pragul de, pur și simplu, de, cum să zic, dezintegrare psihică. Și atunci ce am făcut? Toți oamenii din GM Masterclass Academy, ownerii, printre care și tu și majoritatea, și-au luat familiile, au venit în acest program, într-o perioadă de 6 luni de zile, te echilibrezi din punct de vedere psihic și tu asta o poți confirma sau nu. Și după lucrezi la familie. Incredibil. Adică ce lucrezi la familie? Păi, știi, suntem foarte interesați ca oameni să fim, ne uităm doar la nevoile noastre. Nici nu ne interesează nevoia celuilalt. Nu ne interesează ce potențial are cel din față. Vorbim de soțiile noastre acum, eu nu vorbesc de angajați. Nu ne interesează nivelul de inteligență, nu ne interesează dorințele lui, nevoile lui. Păi noi ne interesează ce credem noi că trebuie să facă el în relația cu noi. Practic, nu suntem deloc conectați decât la nevoile noastre. Și atunci ce face acest leadership coaching? Îl ajută pe om să fie echilibrat, îi arată toate problemele pe 4 axe. Primul, pilon, îi arată dacă omul are credințe negativ destructive, adică dacă nu crede decât numai în, nu știu, lunetiști și probleme și orice problemă, orice, să spunem, nu știu, soluție, găsește el 3-4 probleme, știi că sunt oameni, să ai de vorbă cu ei și tot ce le spui, ei spun nu, încep cu nu. Sunt astfel de oameni care au o mentalitate din asta de perdant. Mai sunt unii care muncesc până când nu mai pot, doar să supraviețuiască. Gândește că este foarte greu să lucrezi cu ei. Și atunci, primul pilon, ce îi faci? Îi pui în față o metodologie în care își identifică care sunt credințele, care sunt reperele, care sunt principiile care guvernează lui viața. La prima vedere pare totul foarte sofisticat, dar tu știi că nu e așa, pentru că este un chestionar profesional care are în spate un soft profesional în care îți identifică toate dezechilibrele pe care le ai tu ca om în zona asta. Adică dacă ai o mentalitate negativ-destructivă sau una pozitiv-constructivă. E, după care, al doilea, și ce face? Numai că îți arată dezechilibrele. Îți spune și ce trebuie să faci ca să te echilibrezi ca om. Ăsta e cel mai mare șoc pe care îl are orice om care intră în acest program. Și ce mi-a plăcut mie este că îți oferă și prioritățile, adică pașii logici pe care să-i faci ca să te echilibrezi cât mai repede posibil. Dar să continui și cu ceilalți piloni, că sunt foarte importanți. Repede. Al doilea pilon este cel cu familia. Ce se întâmplă? Îți spuneam cât de important este să nu fii conectat doar la tine și la nevoile tale și la ce crezi tu că este bine să facă toți ceilalți din casă, ci să fii conectat la potențialul lor, la dorințele lor, la nevoile lor, la motivațiile lor. Și atunci ce face? Din nou un chestionar profesional în care îți arată dacă tu și soția sunteți echilibrați sau nu din punct de vedere psihic. Sau dacă, atenție, rolurile fundamentale sunt asumate sau nu. Care rol? Rolul de soție, rolul de soț. Rolul de femeie, rolul de bărbat. Rolul de tată, rolul de mamă. Pentru că noi uităm toate lucrurile astea. Adică le amestecăm. Adică, nu știu, am întâlnit foarte mulți oameni în care soția ia sau rolul de lider al casei. Atenție, că și asta e foarte important. Și unde dă foarte multe conflicte într-o familie. Adică sunt femei foarte puternice din punct de vedere mental sau cu mari dezechilibre, atenție, din punct de vedere psihologic. Și din dorința lor de a deține controlul asupra celuilalt, îl termină psihic, efectiv. Doar ca să poată să aibă control, free control. Și atunci îl ia pe celălalt, se numește, este un proces în psihologie care se cheamă castrare psihologică. Îl castrează săracul, îl depersonalizează total și atunci copiii au mari dezechilibre în familie. De ce? Pentru că dispare modelul de tată. Este luat de către mamă. O femeie bărbată, androgină, care bate cu pumnul așa, care se supără tot timpul, care e manipulatoare, care, și așa mai departe, care negociază doar în favoarea ei totul. Ce îți arată ție acest chestionar? Îți arată foarte clar zonele de dezechilibru din familie și îți arată o predictibilitate asupra distrucției copiilor de mai târziu. Și asta, crede-mă, îi lovește pe absolut toți exact acolo unde
familia este lovită, cum să zic, în frontal, când este vorba de copii. Al treilea, este vorba de mentalitatea omului. Adică ce înseamnă al treilea pilon? Este puterea personală, adică capacitatea de a deveni omul, capacitatea de a reconstrui, de a o lua de la capăt. Și aici vorbim de mentalitate. Dacă ai o mentalitate de supraviețuitor în care muncești doar să plătești facturi, sau una de lider în care crești, te dezvolți, te, știi? La fel îți arată dacă ești dezechilibrat și o chestie incredibilă, dacă îți mai aduci aminte, îți arată dacă pattern-ul tău ca om este unul destructiv, adică dacă pe ce pui mâna distrugi tot, unul constructiv în care toată viața ta construiești ce? Relații, aseturi, firme, orice. Și unul autodestructiv în care te lași distrus efectiv de către celălalt. Și ultimul pilon este cel profesional, în care este cel mai ușor de pus. De ce? Că îți arată toate zonele de dezechilibru ale tale. Adică dacă nu ai competențe și ai doar rutine, sau dacă ai vechime de 20 de ani și habar n-ai de partea profesională, e, ce face PRP-ul ăsta? Îți arată toate dezechilibrele, îți arată potențialul tău extraordinar, neexploatat, și îți dă un plan concret cu tot ce trebuie să faci în 2 ani de zile, astfel încât să fii echilibrat tu, dar să-ți echilibrezi și familia și angajații. E, e o minune, efectiv. De asta și sălile sunt full. Tu știi că sunt oameni care așteaptă pe sală să intre, cu speranța că cineva renunță, să spunem, să intre. Este o minune și nu există om din GM Masterclass Academy care să nu-și dorească să vină cu familia lui într-un astfel de, de program, pentru că un lider echilibrat are control asupra părții lui mentale, a mentalității lui. Poate să construiască, poate să fie, devii mai puternic, devii conștient de tot ceea ce face în jur. Da, cam asta face. Acum, dacă poți să ne și explici un pic din perspectiva ta ce s-a întâmplat cu noi în această perioadă de cât am lucrat acasă, că am adus practic pilonul profesional în familie, probabil că și anumite credințe ale noastre au fost puse greu la încercare. Acum s-a văzut cine are puterea personală foarte consolidată. Mă interesează să... Mă interesează să privim un pic din perspectiva că sunt situații în care familiile sau prieteni care au spus că s-a consolidat relația cu familia prin acest work at home. Au lucrat mai mult, nu și-a dat seama cât de drăguță este fetița și că, uite, discutând mai mult s-au apropiat și practic și-a repoziționat prioritățile în viață. Dar au fost și familii care abia așteaptă să se întoarcă la biroc, pentru că simțeau că e imposibil să poți să faci și treabă, să stai cu copiii agățați de gât, să urle, să chiuie lângă tine cât timp ești în întâlniri. Am să-ți relatez un fapt crunt, dacă vrei. Eu continui să fac coaching. Coaching de reconstrucție și dezvoltare personală. Și adică am programe de mentorat în care am ownerii din GM cu care mă întâlnesc pe Zoom și fac treaba asta. Te rog să reții un lucru. Cei care au fost echilibrați înainte s-au consolidat acasă. Cei care au fost dezechilibrați au devenit și mai dezechilibrați. Cu alte cuvinte, cei care aveau control asupra a puterilor mentale, că tot se vorbește de mentalitatea asta, eu am în spate toată metodologia cu procese, mecanisme, instrumente, metode, livrabile, tot, în care putem să identificăm lucrul ăsta. Și nu mă joc cuvintele, pentru că am în spate tot ce-mi trebuie. Cine era echilibrat din punct de vedere psihic? Pentru că este o diferență mare între echilibru psihologic și echilibru mental. E o diferență mare, fantastică. Poți să fii echilibrat și mental să nu faci toată viața ta nimic. Adică să ai o mentalitate de pierdant. Dar tu să fii echilibrat, stai acasă, ești liniștit, ești ok. Ai echilibru psiho, să spunem, emoțional și dinamic. Adică e clar. Deci oamenii care au fost echilibrați înainte, ce crezi tu că au făcut acum? Ajungând acasă și au renoit credințele. Se bucură de viață și au asumat eforturile. Oameni care se iubesc, printre care îl spun la modul cel mai sincer, pentru că tu știi că eu lucrez la echilibrul meu și la mine s-a întâmplat exact același lucru. Ia închipuieți, masă la oră fixă, le vorbesc la copii de lucruri pe care nu le-am mai vorbit de mult. Stau mai mult timp cu soția mea, mi-acordă suport, mai vine cu o cafea la mine și îmi spune, Pete, cu ce te mai ajut? Cu alte cuvinte,
renoirea, dacă vrei tu, a coordonatelor noastre de funcționare. Pe toate planurile, la nivel 360. La oamenii care, să spunem, politizau copiii, măi, nu știu dacă tu poți să-ți închipui că am întâlnit oameni care folosesc copiii ca monedă de schimb între ei pentru că sunt distruși din punct de vedere psihic. Sunt oameni care vor să dețină controlul asupra celuilalt atât de puternic și atât de, cum să zic, de bun, într-un mod bolnăvicios, încât folosesc copiii care mai târziu copiii ăștia vor avea mari dezechilibre psihice, nici nu-și dau seama. Și atunci ăștia, stând în casă, s-a accentuat starea. Închipeți că găsești pe cineva cu care crezi că nu mai ai nicio legătură, sau pe care pur și simplu îl urăști, sau pe care îți provoacă stres emoțional, numai să-l vezi. Închipeți. Și acum se văd defectele mai mult, mai evident, a familiilor noastre. Și dacă nu ai capacitatea să le vezi ca lucruri normale și asupra cărora trebuie să lucrezi, închipuie ce se întâmplă. Deci concluzia este așa. A fost un lucru extraordinar pentru oamenii care erau echilibrați deja, care oamenii deschiși, oamenii care și-au activat mai mult bunătatea, altruismul, iubirea, dragostea, bucuria de a trăi. Închipuiesc că nu mai au unii dintre ei bani, dar se bucură de viață. Este incredibil. Iar pe de altă parte, la polul opus, sunt oameni care s-au închis în camere de dimineață și până seara, care țipau și urlau la copii, care nu făceau altceva decât evidențiau lucrurile urâte din stânga și în dreapta, că tu nu faci aia, că tu nu faci de aia. Pentru că acum stau împreună, sunt ca lei în cușcă. La ăștia le-ați recomanda cu toată dragostea să vină la leadership coaching sau un proces de exorcizare, că n-ai ce să le mai faci. Adică, știi cum e? Dacă nu poți să-ți activezi iubirea, dragostea ca om, bucuria de a trăi, înțelepciunea, care înseamnă răbdare cu celălalt, toleranță, toate sunt zero. Timpul a expirat. Îți mulțumesc frumos, Petre, pentru prezența ta. Ca de obicei, o plăcere deosebită să te asculte omul. Foarte multe lucruri interesante și pline de învățăminte am extras din acest webinar. Au curs în continuu felicitările pentru tine pe pagina noastră de Facebook. Le primești de la mine frumos. Și live. Îți doresc mult succes, multă sănătate și seninătate și să ne revedem cât mai repede la alte proiecte de ale tale sau de ale noastre. Și bineînțeles, sănătate familiei și copiilor. Mulțumesc, mulțumesc din suflet. Să vă dea Dumnezeu sănătate la toți și ce să vă spun, să vă activați iubirea, dragostea. Putem să facem acum. În fiecare om există și bine și rău. Activați-vă iubirea pentru cei din jur. Faceți voi primul pas și este extraordinar. Mulțumesc încă o dată pentru invitație și... Dragi prieteni, mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Închidem aici seria de webinarii de săptămâna asta. Ne revedem săptămâna viitoare cu alte webinarii și pregătim o nouă serie de masterclass-uri, printre care sperăm să-l avem și pe Petre la unul dintre acestea. Mulțumesc frumos, Petre, încă o dată pentru amabilitatea de a fi alături de noi și pentru deschiderea cu care ne-ai împărtășit din experiența și din cunoștințele tale. O zi frumoasă! Mulțumesc mult! Mulțumesc!